Nu te mai uit atâta. Da, băi, Tina... Că nu mă mai analiza, am o față oribilă, știu. Ce ai, măi? Păi știu că mi-a ieșit o grămadă de coșuri. Deci mă analizez și mă simt prost. De ce să te simți prost? E, de ce mă simt prost? Ești stupita mea, Tina, și dar poți să-ți iasă un miliard pe față. Dacă ți-aș fi pusă de mine, m-ai fi pus și pe mine pe primul plan. Deci mi-a pus la lume, tine? Da, te rog să nu mai îmbrase nici de mână. Bine. Nu mai încerca să faci niște pași, pentru că încă nu suntem pregătiți să luăm de la început. Și mă simt destul de prost să te resping. Pe ce ar trebui tine să Să așteptăm, să stăm așa. Să așteptăm ce? Păi e suficient că stăm de vorbă, e suficient că stăm în lângă celălalt. Păi și să aștept ce, Tina? În finalul competiției? De seara cum vrei să facem alele prăjim? Ce aniversăm acum? Tu chiar vrei să mergem? Dar nu aniversăm, mergem și stăm dincolo și luăm o cină. Între prieteni? Da. Nu, poți să refuz, ești prietenul meu? Nu vreau. Dar nu e frumos. Aia nu e frumos. Parcă am ce să aniversăm. Am un chef de nu se mai poate. Ce te face să-ți faci frieza? Ce mă fizezi? Că mai termină de chef. Măcar dacă tu sunt trist, să par fericit. Sau măcar dacă tu ești singur, să-l găsești pe omul. Ia uite ce interpretează el. Ce fii tu mai drăguț? Ce interpretează el? Nu știu, că de cât am aruncat în fiecare zi să-ți aranjez să-ți faci frieza. De ieri și că azi ți-ar de aranjat. Bă, dacă mai vedea una, ce-ai zicea? Nimic. Te rusa în plata domnului. A, n-ai avea niciun... Da? Nu te-ar deranja? Nu. Și mesajul frumos a lăsat. Păi eu nu vreau să primez mesaj. Nu, zic așa, să mă vezi cu vuna vreodată. Vrei să zici că ți-ar cădea bine, nu? Nu, trebuie să nu te faci viață, ce e? Sunt conștient de asta. Păi da, și eu sunt conștient că o să ne refacem viața. O să ți-o refaci tu, cu cine vrei. Nu, eu să mergeau cu altcineva, cu altcineva. Da? Știi că așa. Aha, am înțeles. Un bărbat mai liber, e mai frumos. Da? Dar ce pui mâna pe mine? Păi ce seara, te-am mâncat pe mâna pe mâna. Nu mai, gata. Ți-a ajuns aseară. Prea mult. A fost vorbe pentru o lună. Prea mult. Asta, noaptea. Ia-s mâna asta. În finală, noaptea. S-o crezi tu? Deci chiar nu. Știi ce? Dacă o să ne băgăm în ultima seară, nu se întâmplă nimic. Vai de capul și de zilele mele. Vorbesc foarte serios. Păi dar ce fac infarct, mă? La vama veche, dragă, și-ți alege acolo. Unde-ți mă duc? La vama veche. Dar nu-i așa, nu-i nici pe coloranță ăsta, că te bagă într-o fază. O să fiu arăgat în 2 săptămâni. Să ai motive să fii supărat pe mine. O să fiu și eu. Puf, mi-ai face un bine. Vreau să-l întreb pe el când va da ochii cu lumea de pe stradă. O să mai țină capul așa în sus. El nu este de vină în situația asta. Vreau să nu vorbești în locul meu, Tina. Dacă el acum îți pune pumnul în gură, înseamnă că îți vei merita soarta și te așteaptă mai târziu, Tina. Nu mai vorbesc de locul meu cu tău. Ce? Nu o să vorbesc de locul meu cu tău. Da, nu ți-am zis, să nu vorbești în locul meu. Ce mă întreabă, bine să nu-i răspunzi tu. Asta din cauza că le-i greu la altul. Te uită în măsă. Trist. Am acum mai puțin și treci, mă. Ce dacu? Băi, te ceai puțin? Nu. Ești spălat, da? Nu. Bine și te așteptăm. Mai sunt 2 săptămâni și pleci acasă. Mireasă pe